E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Hei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri te va învăța! Spectacolul. Salutare, copii! Salutare! Bună! Fetelor, haideți să salutăm împreună! Salutare! Oho, ce faceți? Pare ceva interesant. Vom organiza un spectacol. Pandi va sări, Grohi va cânta, iar eu voi dansa exact așa. Sărăcuțul, te doare? Fetelor, aduceți un pat lui Milu. Au. Dansul trebuie să mai aștepte. Piciorul lui Milu are nevoie de odihnă. Mulțumesc! Mergeți la repetiții! Avem spectacol! Uite! E cartea mea preferată! Distrează-te! Este despre o minge mică! Vrei să-ți citesc, Milu? Ar fi bine, oricum nu sunt în stare să dansez. Au fost odată un bătrân și o bătrână. Și l-a înghițit pe micuțul coloboc. Sfârșit? Vrei să mai asculți odată? Poate. Bietul coloboc și bietul de mine. Am vrut atât de tare să particip la spectacol. Atât pentru mine cât și pentru coloboc. Și acum, oaspetele surpriză. Milu, care va recita povestea lui coloboc. Mă ajuți? A fost odată un bătrân și o bătrână care locuiau într-un sat. Într-o zi bătrânul i-a spus: bunică, du-te și fă un coloboc. Așa că bătrâna a scos cutia de făină și a copt în cele din urmă un delicios coloboc. Dar acesta s-a rostogolit de-a lungul drumului. Iepurele voia să-l mănânce pe coloboc, dar nu a făcut-o. La fel și lupul și ursul voiau să-l mănânce. Nici măcar vulpea nu l-a mâncat, pentru că i-a citit o carte interesantă. Sfârșit! Bravo, Milu! Ce spectacol minunat! Multe mulțumiri acestei cărți! Lectura. Cărție! E o carte, dragul meu, dar ascultă când îți spun. Cartea nu-i o simplă carte, e o poartă fermecată. Un loc magic te așteaptă, dincolo de această poartă. Tu, al meu drag cititor, hai deschide-o repejor. Sunt dragoni și monștri și prințese, ei trăiesc aici cu-n vrăjitor. Chiar acolo, în pădurea întunecată, ursuleții pe mașa o așteaptă. Fușa e să trece cu atorul, când tu ești pirat neînfricat. Un autor aflat în lumea mare se-ntâlnește în scris cu fiecare. Un tărâm miracol te așteaptă, dincolo de această poartă. Ia decizia înțeleaptă, o copertă-i doar o poartă. Și citim, citim, citim. Baby Ricky, distracție și educație pentru copii.
cartea. Bună, Milu! Bună! Ce faci acolo? O carte, o poveste despre mine. Odată de mult, Milu trăia... Unde trăia? Într-o poveste. Și eu vreau să fiu în poveste. Bună, Grohi! Salutare! Și eu vreau să fiu în poveste. Oh, nu! Nu mai este loc! Ai dreptate! Cartea e prea subțire. De ce nu mai adăugăm încă o pagină? Minunat! Aș putea poate să fiu și eu o poveste? Aș fi un dragon! Dragon! Hei! O carte! Cu un dragon! Și o prințesă! Eu unde apar? Stai puțin! De cine vei fi? Eu? Un magician, poate? O carte cu povești. Țopa e un magician, Grohi e prințesă, eu sunt un dragon. Și eu voi fi un dragon. Să fie doi dragoni. Ce carte groasă. Atât de mare. Ce poveste lungă. A fost odată un magician, doi dragoni, Grohi prințesa și Milu. Gros și subțire. Pandi, care din aceste sfori e mai subțire? Asta! Așa e! Și care e cea groasă? Asta! După un stejar mai gros, trei iepurași s-ascund ușor. Nu se vede niciun cap sau picior sau ochișor. După un pomișor subțire, ei nu se mai pot piti. Iepurașii noștri brav se vor zări. Mai groasă, două bufnițe au stat. S-au uitat, s-au tot uitat și pe urmă s-au mutat. Însă pe creanda subțire bufnițele n-au mai stat. S-au speriat și apoi au și zburat. Câte crengi grosuțe tare, peste jarul și mai gros. Crengile mai groase cresc frumos. Ce crenguțe subțirele are pomul subțirel. Sunt precum corzile ce ne cântă noaptele, sunetele mai subțiri. Poveste. Bună dimineața, Pandi! Bună! Citește-mi o poveste, te rog! Dar, Pandi, acestea sunt povești de seară, iar acum este dimineață! Dimineață? Dimineața! Iar tu ai treburi de făcut! Trebuie să-ți faci patul! E tot dimineața!
Pandi. Dimineața. Momentul potrivit pentru înviorarea de dimineața. E tot dimineața? Dimineața, dimineața. Hai să ne spălăm. E timpul să citim o poveste. Este seară deja. Seara? Lapticul meu de seară. Poveste? Cred că trebuie să te speli mai întâi. Da, seara. Momentul potrivit pentru o poveste de seară. Pandi? Se pare că vom citi cartea cu povești mâine dimineață. Dimineața și seara. Bună dimineața, copii! Dimineața soarele trezește și pe mama și pe tata. Dimineața ziua abia începe. Da, începe. Da, începe. Ne spălăm pe ochi, pe nas. Inspirăm aer curat. Toată lumea aplaudat. Ziua abia începe, start. Copii, ce facem noi dimineața? Dimineața ne trezim, apoi ne spălăm, ne înviorăm. Și când ne spălăm pe dinți? Dimineața, seara. Dimineața și seara. Așa este. Ce altceva mai facem seara? Mergem la culcare și ne spălăm. Facem ordine printre jucării. Seara când soarele apune, noapte bună, tata spune. Chiar și seara avem multă treabă, multă treabă, multă treabă. Ne spălăm pe ochi, pe nas. Inspirăm aer curat. Patul ne așteaptă. Ne culcăm îndată. Hai să ne jucăm! Bună, Milu! S-a întâmplat ceva? Păi, da! Bună, Milu! Salut! Să ne jucăm! Nu vreau! Nu vrei? Ba da, cu mingea. Cu mingea? Bine! Unde e? Nu mai e. S-a spart. Oh, este atât de... trist? Da, trist. Atât de trist. Oh. Pot să fiu și eu tristă cu tine? Te rog, Milu. Da. Și cum se face? Uite așa. Oh.
Așa? Putem. Așa cred. Wow, pietre! Hei, Milu! Am putea să fim triști așa? Putem. Un munte. Și așa? Și așa? Mai bine așa. Ce frumos! Hai să continuăm! De fapt, nu mă mai simt trist. Mai bine să ne jucăm! Haide! Când ești trist, alături de prietenii tăi, tristețea dispare. Bravo, copilași! Eu sunt trist. Copii, de ce oftați? Suntem triști. Iată încă o zi ploioasă, întristați stăm toți în casă. Suspinăm, suspinăm, suntem triști. Cărți, creioane colorate, jucării abandonate. De jucat nu ne jucăm, ne-ntristăm, ne-ntristăm. Dragă Grohi, ești tristă? Da, chiar sunt. Păi de ce? Vreau să mă plimb, dar afară plouă. Dar prietenii ajută și tristețea o alungă. Și deodată poți zâmbi, vei simți doar bucurii, vei avea doar bucurii. Pe fereastra cum privești soarelui și zâmbești. Jocul codițelor. Bună ziua, Ariciu! Ce reprezintă desenul? Este un leu. Asta e? Bună, da! Iar aici am un elefant și un hipopotam. Wow, ai tot felul de animale. Și ce o să faci cu ele? După ce le fac, vor locui aici. Ce idee minunată, Ariciu! Bună! Poți să mă joc și eu, te rog? Bună, da, stai puțin. Ai terminat? Încă nu. Haide, e rândul meu. Gata! Oh, Pandi, ușurel, nu crezi că distrugi desenele? Nu! Te rog, oprește-te! Pandi, peștișorii nu trăiesc în copaci. Ei trăiesc în apă. În apă. Copacul meu e pentru animale cu codițe și gheare. Codițe și gheare? Bine. Uite, un animal cu codițe și gheare. Pandi, nu e un animal adevărat. Ai făcut un pește cu codiță și gheare. Uite așa, e mai bine. Un leu.
Minunat, copii! Poate că acum ar trebui să adunați și celelalte animale. Da! Elefant! Hipopotam! Antilopă! Girebra. Girafozebra. Copii, jocul vostru cu codițe e atât de distractiv. Și ați creat niște animăluțe haioase și simpatice. Diferite animale. Copii, știți cine a venit să ne viziteze astăzi? Știm, știm! Da, animalele. Cine toarce pe sobiță și se linge pe blăniță? Cine crește atât de mare că din pom își ia mâncare? Girafă! Cine-i toată ziua în turma ei? Are și doi mielușei. Oaia! Mari și mici, rapide, tare. Animalele, ne plac animalele. Ce numere acolo? Patru lăbuțe! Multe animale au patru lăbuțe! Și cangurul are două lăbuțe! Dar pășesc pe două! Nu pășește! Sare! Cu picioarele din spate! Așa! Dințișorii ascuțiți! Cine-i are, ia privit! Tigrul! Două coarne sprintene! Și mănâncă tufele. Capră! Miere place lui nespus. Mereu iarna doarme dus. Ursul! Mari și mici, rapide, tare. Animalele, ne plac animalele. Animale. Locul de joacă. Bună, Grohi! Bună! Bună ziua! Se pare că Grohi a uitat ceva. Aha! Tobogan! Poate inviți și pe prietenii tăi? Cum? Politicos! Ajutor! Ajutați-mă! Ajutați-mă, prieteni, vă rog! Grohi, ce ar trebui să mai spui? Mulțumesc!
E atât de plăcut să fii politicos. Nu-i așa, Grohi? Da! Politicos? Nepoliticos. Copii, voi ce cuvinte politicoase cunoașteți? Mulțumesc! Cu plăcere! Bună ziua! Cer scuze! Sărut mâna! Mulțumesc și ziua bună! Cer iertare! Dați-mi voie! Pot să vă întreb? Sunt vorbe ce ne-ndrumă să trăim în lumea bună! Prietenia te însoțește când știi să te porți! Salutare! Grohi, e politicos? Bună! Și acum ce zici? Da, politicos! Milu, e politicos? Mulțumesc! Bravo! Acum este politicos! Ariciu, poate vei cere politicos? Da, te rog! Hai să fim cu toții vrednici, și cei slabi, și cei puternici, chiar și cei mai fioroși sunt politicoși. Da! Cer scuze, sărut mâna, mulțumesc și ziua bună! Prietenia te însoțește când știi să te porți. La revedere! Baby Ricky, distracție și educație pentru copii.